adversar se ocupă antrenorul meu, Andrei Grosu. El se uită la luptele adversarului și, evident, mă pregătesc, adică mă antrenez și prelucrez momentele în care adversarul este mai, punctele mai slabe adversarului. Da, desigur, am analizat ceea ce este accesibil pe internet. Pot spun că este un luptător care are o anumită experiență în spate, experiență legată de Muay Thai și a avut ca luptători, ca adversari luptători destul de renumiți, Artem Vahitov, Freddy Chimaio. Însă, cu siguranță, noi putem și sunt sigur că îl vom învinge. Da, suntem în toiul pregătirilor, ne antrenăm dimineața și seara de două ori pe zi, cu odihnă între antrenamente, ca de obicei. Știți, toți luptătorii sunt de top, toți sunt puternici, Sebastian Ciobanu și Turinski și Toc și Hron. Trebuie să ne pregătim serios și să ne atârnăm serios față de adversar, pentru că este o luptă și o luptă cu spate întâmpla orice. Stimați fani, eu vă mulțumesc din suflet că mă susțineți, ne susțineți. Cei care mă sunt deosebit pe mine, vă mulțumesc foarte mult din suflet și vă îndemn pe 26 septembrie să mă susțineți la turneul care se va petrece la sala polivalentă, începând cu ora 17. Vă aștept pe toți acolo, să știți că susținerea voastră este foarte binevenită pentru mine și eu mereu o simt și mă face să câștig să merg înainte. Vă mulțumesc foarte mult! Этой осенью лучшие тяжеловесы мира сойдутся в схватке за победу. Бойцы финала четырех полулегкого дивизиона сразятся за звание чемпиона. Зрелищные супербои не оставят равнодушным поклонников. KOK World GP Eagles Series 2015 в Молдове. 26 сентября. Манеж Спорт Арена. Детали на сайте fea.md. Партнер показа Unite 3G.